Astăzi ne vom uita la niște videoclipuri creepy la care nu avem cum să nu ne speriem. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, bine ați venit la un nou episod Încearcă să nu te sperii la mine pe canal. Însă, fraților, de data aceasta totul este mult mai serios și mai creepy decât de obicei. Ei bine, fraților, poate vă întrebați de ce am spus asta. Vreau să vă zic de ce mi se pare atât de special acest challenge. Pentru că astăzi, băieți, vom reacționa împreună la 3 filmulețe / 3 filme horror care au fost făcute în ultima săptămână. Ați auzit foarte bine, sunt noi, sunt niște filme horror noi care au fost postate toate săptămâna trecută, gen la sfârșitul octombrie 2021. Și se spune că dacă te uiți la filmele astea care, bă, sunt super, super șmechere și super noi, nu ai cum să nu te sperii. Gen, dacă măcar să spune că nu te-ai speria la 100%, o să te sperii la celelalte două și tot așa. Urmează să vedem dacă este adevărat. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și eu zic să-i dăm drumul cu primul film horror. Și ca să nu credeți că e vrăjeală sau ceva de genul, vedeți că a fost postat pe 26 octombrie 2021 și celelalte au fost postate chiar ieri, dacă vă vine să credeți. Adică e ceva mișto rău de tot. Să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul să ne uităm la Who's There 2021, adică cine este acolo. Și aveți linkul în descriere de la toate. Hai să vedem, boys. Babă, deci bă, eu am încredere în mine, bă. Eu cred că nu o să mă sperii, pe bune. M-am uitat la prea multe filme horror, m-am uitat și la Life of Luxury. Dacă mă sperii, lasă, o să fiu dezamăgit pe mine, pe bune. Bun, deci e vorba de femeia asta care văd că gătește, n-are niciun stres. E ora 9.01, uitați-vă. Opa, 18 august la ea. Cineva... Mama, a primit notificare, a început bine, din primele 20 de secunde. Cineva e la ușa din față. I-a dat o notificare că cineva e la ușa ei din față. Bă, cine e aia? Mamă, mă simt ca în... Hello? Can I help you? Poți să te ajut cu ceva? Bă... Bă, mă simt ca în Life of Luxury, cum se mișcă. Bă, ce e aia? Ok. Mamă, bă, bă, de ce deschide ușa? Eu nu deschideam dacă vedeam asta. Mamă, numai aici, bă, pe bune, deci e proastă dacă mai deschide ușa încă o dată. A închis. Ok. Bun, ea în continuare face de mâncare. Bun, asta a fost... am mai primit încă o notificare. La 9:30 de data asta. Peste jumătate de oră. Iară e asta care stă așa. Bă, iară se uită, bă, deci, pe bune. Femeia asta are un curaj imens. Deci, bă, dacă vedeam asta, mă cam pe mine de frică. Ma. Ma. Hello? Hello? Bă, nu-i bine ce face. Faptul că... Ce? Mamă, ce se întâmplă? Faptul că a deschis ușa e ciudat. Bun. Hello. Hello. Ok, băieți, deci ea așteaptă pe cineva, cred că l-așteaptă pe iubitul ei sau pe soțul ei și o zis că o să ajungă acasă în câteva minute. Bun. Mamă. Iar se duce la ușa. Ci că nu e tot ok. Ci că e o femeie care tot vine și ne sună la ăsta și după fuge. Ar fi bine să fie numai o femeie. Asta e ciudat. Ci că poate doar ăsta vecinilor e... Ok, ci că o să vină și o să dea un tur. Mamă, s-a auzit ceva. Bă, a trecut ceva pe aici prin față. Sper să nu fi intrat în casă. O zis ăla că poate e doar copilul vecinilor, însă ar fi prea frumos să fie doar atâta. Ok, a zis să nu transpiri, să nu te sperii. Ok. O să fie tot ok. Mamă, dar se uite cam încet. Bun, a plecat. Ce? Bă, ce s-a întâmplat? A fost ușa deschisă, man! Mama a intrat în casă. Bă, deci gluma asta care zice că e făcută din vecini, dusă cam la extrem. Mamă, mamă, uitați-vă, boys, e fix în fața... Mamă, e fix în fața ușii, uai. Uai, uai, deci până acum nu m-am speriat, bă, nu mă face pe mine challenge-ul ăsta, vă zic. Uai, uai.
Ai grijă, ma. Mamă, și iar nu e aici. Sau? Ia să uite, și iar nu e aici. Bă, și dacă se uită pe aia, ea, aia e de fapt acolo. Ce se întâmplă cu ea, man? Bă, și nu e aici, pe bune. Bă, cineva respiră. Bă, cineva respiră, frații, vine, e ok de l-o vă zic. Uite-o pe aici. A respirat iară. Mamă, hopa, hopa, că era ceva de trebuie, era nevoie de mai mult să-l sperii pe Marius Iancu la chestia asta. Bun, băieți, am trecut de primul film horror. Eu personal nu m-am speriat, deci zic că merge bine challenge-ul ăsta. Scrieți în comentarii voi dacă v-ați speriat. Deci, bă, a fost ok. A fost creepy, m-a ținut în suspans. Însă la final, mamă, dacă venea așa și o mușca pe aia, poate mă speriam. Mi-a stat puțin inima loc, trebuie să recunosc. Dar asta nu se pune ca speriat, deci nu are nicio relevanță. Acum, boys, vă reacționa la următorul film horror care se numește The Fridge. Este postat pe 31 octombrie 2021, după cum v-am spus, adică ieri. Însă ăsta, băieți, nu știu cât de mult să fie pe jumpscare-uri, cât de mult o să vedeți cât de ciudat e filmul ăsta. Adică, bă, o să vă sperie numai filmul în sine, nu o să vă sperie un jumpscare sau ceva. Deci, uitați-vă la chestia asta, pentru că am văzut din thumbnail. E vorba despre un psihopat care ține ceva, despre băiatul ăsta, care ține ceva în frigider, ceva nașpa, o să vedeți. Deci numai ideea filmului, bănesc, o să vă sperie maxim. Deci vedeți, ăsta duce o viață de căcat. Uite, bea. Uite-vă cum arată casa lui. Dar să vedeți ce ține în frigider. Jesus, că asta e nașpa rău de tot. Uitați-vă, sticle de băutură peste tot, țigări. Ma. Sper să nu fie jumpscare-uri aici, gen, știi? Ok. Bun. Ai muncit mult, frățiorul. Trebuie să te odihnești, ori. Își aprinde o țigară, boys. Wow. Deci ăsta, pe bune, pe bune, n-are nicio treabă, gen. S-a mișcat ceva în frigideră. Și ăsta râde. Deci, boys, zic, Doamne ferește, Doamne ferește. Eu am văzut ce e în frigideră din thumbnail. Uitați-vă cum râde, bă. Plânge, nu râde. A făcut o prostie, cred. Cred că chestia pe care... Bă, nu râde, iară. Cred că chestia pe care o are în frigider e o greșeală. Gen, adică... Nu e genul de om care să facă asta. S-a spart ceva, se duce înăuntru. Mamă, băi, să zic că nu e bună. Ai grijă, omul meu. Uite, se stinge. A dormit. Ma. O să-i pice toate astea din mână. Uitați-vă frigiderul, man. Uai. Uai. Du-te, frățiorul meu. Deschide-l. Deschide-l să vadă și abonații. Mamă! E cineva în frigider. Bă, da, ăsta se vede că are o problemă. Se vede pe el, gen. Ascunde ceva, arată-ne ce ascunzi. Pă bune. Că mor aici de curiozitate. Mai mult de frică. Mai mult de curiozitate decât de frică. Bă, plânge, uite-vă cum tremură, man. Du-te, mă, aici deschide frigiderul ăla dată. Pă bune, frățiorul meu. Bun. Acum ce a făcut? Se uită la ceva. O luat o chestie. A, bun, se bărberește. Cred că acum, fiți atenți. Asta cred că înseamnă că a trecut peste, știi? Se bărberește și face toate astea și după o să deschidă, o să plească să deschidă frigiderul. Mamă, dar voi vedeți unde stă ăsta. Ce creepy arată locul. Păpușa aia fără cap. Care, da, fără păr și aia. Fără jumate de cap, adică. Bun. Își ia hainele noi. Deci încearcă să te... Uitați-vă, uitați-vă acolo. Bă, de ce se îmbracă în costum? Bă, ce faci? Acum o să deschide frigiderul.
Jesus, aveți grijă. Bă! Frații mei, cred că, gen, coșmarul lui, cum se mișca frigiderul, a reprezentat că asta încă era în viață. Bă! Bă! E o mireasă! Bă, cum ar fi să se însoare cu ea acum? Bă, ăsta e un psihopat! Dans... Bă! 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 Bă, ăsta dansează cu gen... Ăla e un cadavr. Ați-vă la... Elmă. Aba nu, a fost tot un vis. Bă, vrele să știi psihopat, man. Deci, bă, v-am zis că filmul ăsta nu te sperie pe geam, dar te sperie pe idee. Deci dacă nu te speriați acum, sunteți la fel de psihopat, Skelter. Adică... Bă... Bă, ce ciudat. Bă, ce ciudat. Ce o să fac acum? Vedeți că e, nu a fost chiar un vis pentru că e îmbrăcat în hainele alea și toate astea. Ba, nu mă, uite că n-a fost un vis! Ba, stă încă e acolo. Bă. Bă. Mamă! Bă. Bă, ce dă asta, mă, că România nu dă. Uai. Și acum o gătește. Bă. Bă, frate meu, bă. Bă. Deci, bă, nu cred că o să mai poți dorma după filmul ăsta horror. Bă, eu mă așteptam ca filmele astea horror, gen, să te sperie așa, știi, să vină ăla în față, să-mi ia un jumpscare, să facă, m-a speriat ăsta. Dar nu așa, man. La ce m-am uitat, bă, aia a fost creepy pe bune, însă. Hai să lăsăm mai la o parte, chiar dacă nu știu cum o să pot să trec peste ce am văzut, peste psihopatul ăla. Și să ajungem, suntem acum la ultimul film horror din acest episod. În care se numește They Hear, adică ei îl aud. Și postat pe 31 octombrie 2021, aici zice că... Okay, here we show to watch with heaven for the full experience. Deci, ci că sunt niște sunete pe care doar copiii pot să le audă și este un horror short film. Sunt chiar foarte curios care-i treaba. Sper să nu fie la fel de ciudat ca ăla de data trecută. Deci, pe bune, ăla a fost creepy. Gen, a fost un fel de episod Life of Luxury. Și alea sunt creepy, dar nu sunt așa pe jumpscare să te sperii, știi? Te sperii numai când te uiți la ele, când te gândești la ele, știi ce zic? Uitați-vă la copiii ăștia cum dormă. Ăștia cred că o să fie protagoniștii, că ați văzut că cică sunt niște sunete pe care numai copiii pot să le... Ăsta, mamă, bă, dar ăla a fost un film, bă, ciudat. Ciudat pe bune, gen. A fost ciudat. Foarte ciudat. Ok, se uită la ăsta. Bă! Uitați-vă ce se bă cu televizorul, man! Bă... Bă... Bun, poate a avut aia numai un coșmar. Fraților, opresc puțin să vă zic o chestie, fiți atenți, gen. Mă simt dator să vă zic chestia asta, în cazul în care sunteți mai micuți și nu știți, gen. Ideea filmului, chestia asta horror, e că, nu știu dacă știți chestia asta, dar dacă cumva, Doamne ferește, să nu faci asta niciodată. Pui pe cineva în frigider, el nu poate să deschidă de dinăuntru, știi? Și gen, dacă l-ai uitat acolo, a murit că nu poate să deschidă frigiderul de dinăuntru. Poate să deschizi tot numai de acolo, așa că să nu băgați pe nimeni în frigider. M-am zis așa, gen, să vă zic chestia asta, acasă care vă vine pe idee tâmpită, gen. Să nu faci asta niciodată, bă, astea sunt numai filme horror, așa le uităm noi, poate după fapte reale, dar au făcut alți proști, nu trebuie să facem noi până la urmă. Ca și la Life of Luxury, nu le reproduceți acasă, orice ar fi, pă, bune. Gen, bă, la care m-a traumatizat filmul ăla. Ok, vino Max. Hopa, ia uite câinele. Hai să vedem. Văd că frățiorul câine
E așa. Bă, simte-l că e ceva neregulă, știi ce zic? Tare am impresia. Ia uite pe micuț. Bă, micuțule, tău. Bă. Ok. Sora noastră a prins lanterna. Hai să vedem. La ce se uită Max? Max ăsta se uită după o chestie. Max ăsta, boi, se uită după o chestie, gen. Dacă nu v-ați dat seama încă. S-a auzit ceva! Un fluierat din pădure. Mă, vede pe cineva? Sau ea cred că nu mă aude sunetul, că de-aia zice they hear it, ei îl aud. Ea cred că nu mă aude sunetul. Mamă, Max! Uite! Bă, fuge după el sau fuge la el? Care-i treaba cu ăla? Bă, ce s-a întâmplat cu Max? Sora mea, nu te duc pe Max! Te rog eu, stai în casă liniștită. Bă, uite-se, și televizorul ăla tăra asta. Totul a început de la televizor, dacă vă aduceți aminte. A încercat să sune la ceva de ăsta. Bă. Mamă. Uai. E cineva în casă. Bă, fi că e micuțul ăla, nu? Micuțul ăla de la început. Unde e el, pe bune? Jack, da, a zis și ea. O fi că ăla e. Cam uitat de el. Mamă, nu cred că el. Nu cred că el. Bă, ce-s cu sunetele alea, bă, pe bune? Nu cred că el. Bă. Bă, cineva plânge. Uitați-l pe Jack, stă pe pat, dacă l-ați observat. Uai. Ba nu, uai? Credeam că stă pe pat așa. M-am avut eu impresia. Dar nu, așa mi s-a părut. Cineva a deschis fereastra, uai. Uai, man. Bă. Ok. Ma. Why? Mama, să nu... Bă, uite-l pe micuț! Bă, a intrat în pădure! Voiam să zic să nu uite acum mare ce-am scris James Jack? Bă, micuț, a intrat în pădure! Parcă e murdar așa pe hainuși! Bă, parcă e ceva în spatele lui! Mamă, ce se întâmplă cu el? Ce se bucură la lanterna ei, boys? Bă, cred că Jack a făcut asta. Uitați-vă el pe bune, why, man. E ciudat rău de tot. Ăsta fuge. Nu-i merge lanterna.
Deschid eu. Bă, cum ne-a dispărut Jack? Uai, uai, oamenii mei. Mamă, bă, deci celălalt de fel care, bă, în curând o să vedem unul de ăla. Un jumpscare. Și eu nu o să fiu pregătit. Mamă. Vă rog, aveți milă de mine. Mamă, 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 uai. Uai. Bă. Aoleu, ce-i asta? Bă, asta cred că e pijama lui Jack. Frații mei. Da, aoleu, cred că asta e pijama lui Jack. Am aprind o dată lanterna aia, te rog eu. Bă, ce a fost asta, man? Stați că nu s-a terminat. Ba da, aici s-a terminat, boys. Ok, fraților. Bă, videoclipul de astăzi a fost pe bune, foarte, foarte creepy și ciudat. Vreau să vă zic încă de la început că bă, toate astea au fost filme horror făcute de oameni, adică nu a fost nicio chestie, să spunem, poate au fost făcute după fapt real, dar filmarea nu a fost după fapt real, ci nu a fost un film cu scenariu cu toate chestiile astea. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii, bă, nu pot să zic că nu m-am speriat pentru că am stat cam tot videoclipul cu morcovul pentru că bă, chiar au fost creepy rău de tot și gândiți-vă că sunt filme noi, e foarte, foarte mișto. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea cu un episod de noi. V-am pa pe toți, pa! Bine ați venit la Încearcă să nu te sperii sau la Încearcă să nu te ascunzi sub pătură challenge sau cum vreți voi să-i spuneți, fraților, ați auzit foarte bine, băieți și fete. Mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un nou videoclip super creepy și foarte, foarte interesat la mine pe canal. Poate vă întrebați, fraților, de ce am o pătură pe mine în momentul de față, pentru că astăzi facem un challenge care este foarte, foarte popular în America și mie mi-a plăcut ideea asta și am vrut să o fac și aici, boys, în România, să o fac la mine pe canal. Mai exact, vom face un fel de Încearcă să nu te sperii challenge, însă vom avea o pătură, fraților, și o să încercăm să ne uităm la videoclipurile astea horror și chiar dacă ne speriem să nu ne ascundem sub pătură, pentru că în momentul în care vom vedea ceva creepy pe ecran, nu neapărat că vom avea instinctul să țipăm sau ceva, dar vom avea instinctul să ne băgăm hopa sub pătură rapid să nu vedem chestia asta și noi nu avem voie să o facem. În cazul în care aveți și voi o pătură sau ceva de genul sau să vă băgați în pat, vă recomand să încercați challenge-ul cu mine, însă în cazul în care nu o faceți, nu este nicio problemă, tot trebuie să nu vă speriați la absolut niciun videoclip. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și eu zic să-i dăm drumul cu challenge-ul ăsta. Ok, băieți, suntem echipați de scandal și eu zic să-i dăm drumul la challenge-ul ăsta. Primul short horror film și totodată primul clip la care vom reacționa se numește The Halls, adică holurile, și are 3 minute. Să vedem dacă 3 minute sunt de ajuns încât să ne ascundem rapid așa sub pătură. Let's go. Hai să dau aici play și să vedem care-i treaba. Sper să nu fie jumpscare sau ceva de genul. Bun, uite-l pe băiatul ăsta. Mamă, așa mare emoții, pentru că nu trebuie neapărat să mă sperii ca să mă ascund sub pătură. Știi, poate am așa un instinct, văd ceva creepy pe ecran, chiar dacă nu-i jumpscare, hopa, m-am băgat, știi ce zic. Dar nu, sper să nu. Hai să vedem ce face băiatul ăsta și începe să fie foarte cald. Hopa. Mamă. S-a mișcat fotografia aia. Bă, da, fotografia aia e o fotografie cu holul. Bă, voi vedeți, e holul fotografiat și fotografia cu holul e pe hol. What? Bă, vine cineva din poza aia. Frate meu, era cineva în poza aia, uai. Acum nu mai e. Jesus, uai. Bun, pune aia la loc, uai. Ok, a pus-o cam strâmb, vezi, fratele, să nu pice sau ceva. S-a auzit ceva pe hol. Frate meu, cred că e cineva pe hol. Ai grijă ce faci, pe bune. Bun. Deci nu mai poate să deschide ușa.
Oh shit, oh shit, nu-mi place, nu-mi place când văd asta, pe bune, asta e partea mea, asta, dau microfonul mai aproape, let's go. Băi, partea mea, nu-i partea mea preferată când se întâmplă asta. Mamă, tot se aud alea, pe fundal. Oh, no! Uai! Ok, nu m-a băgat sub pătura, deși nu se pune. Bun. Ok. Momentan nimica. Bă, de ce e de 30 de ori mai mare holul? Băi, de 30 de ori mai mare. Și s-au niște pași. Oameni ajută. S-au niște pași, frații mei. Care-i treaba? Bă, se mișcă fotografia de pe perete și acum sunt doi oameni. Bă, nu, ăla el. Fraților, se întâmplă ceva? Bă, se întâmplă. Nimic în spatele lui. Uai, bă, ce față avea ăla, bă, ce urât era. A, deci bă, asta-s puțin, deci să nu existe discuții proaste, deci bă, este teoretic, eu nu m-am băgat acum sub, deci efectiv am făcut așa și încă mă uitam, deci se poate vedea clar pe filmare că încă mi s-au văzut ochii, așa că n-am pentru niciun challenge, să nu vă aud în comentarii sau ceva de genul, hai să trecem la următorul filmuleț. Deci pe bune vă zic că n-am pierdut absolut nimica, am făcut așa, știi ce zic, pot să fac având în vedere că nu mă acopăr ochii, contează să nu mă bag așa sub pătură, bun. Acum băieți că v-am explicat cum stă situația, de unde că m-am băgat, da, hai să continuăm challenge-ul. Avem aici un nou short horror film care se numește The Grey Box și este vorba despre sora noastră care, bă, gătește acolo o porție de paste, dacă nu mă înșel, și deodată se ia curentul și de atunci încep să apară evenimente supranaturale, să spunem așa, îi se întâmplă chestii ciudate. Sperăm să nu ne speriem așa de grav și să nu ne ascundem sub păturică, let's go. Aoleu, s-a întâmplat, mamă, că ne-au costă doresc mai mult, pe bune. Isul la curent, uai, așa de rapid, frații mei. Challenge-ul ăsta nu-mi dă o șansă. Pă bune. Ok, a sunat-o pe una. Au zis că să-i dea un mesaj. Bun, deci a sunat-o pe una și aia nu i-a răspuns. Tristă. Ok. Bun. A, s-a dus aici să vadă la lasă de electricitate. Să vadă care-i treaba, de ce o pica tot. Să văd că nu prea găsește răspunsul. Sper să nu mă mare jumpscare. Mamă, să mă, deci bă, iară nu m-am pus, deci efectiv s-a văzut clar și pe filmare că nu mi-am acoperit ochii. Uai, ce era băiatul ăla și de ce era îmbrăcat în alb cu roșu, cu oalea barna, mă? Ce s-a întâmplat? Uite, boys, merge curentul, merg și pastele, merge tot. Let's go, gata, m-a fost, m-a, un coșmar, gata, s-a terminat totul, aici s-a terminat. Bravo ție, mamă, vezi să nu scap pastele, ai grijă, sora mea. Ok. Doamne, ăștia. Iară. Bă, iară. Bă, din două naiba, bă. Două naiba, frate meu. Bă. Se uită acolo. De parcă e cineva. E cineva acolo, gen? Nu te duci, sora mea. Păpure. Stai acolo. Stai că stai bine. Bă, cred că e cineva acolo. Păpune. S-a auzit ceva. S-a auzit o chestie. Dar așa puțin. Dacă vă dați seama.
A șulat aia cu care a strecurat apa de la paste ca să se bată cu criminalul în serie care vine după aia, îți dai seama ce idee bună. Mama, ai grijă, ai grijă, băi. E în garaj acum, sau unde? Da, în garaj, cred că. Se aude ceva. A, e respiratul ei. Bun, iar a venit aici. Da, măi, gen, în același loc, iar s-a aprindă toate aia. Toate alea, mamă, să nu mai vină la în spatele ei. Aura, mamă, bă, deci nu m-a băgat sub ăla. Bă, de ce țipă? Bă, nu mai țipa, bă, că mă panichești și pe mine. Bă, te-ai curentat, sora mea. Calmează-te, că nu-i capăt de nume, nu mai țipa atâta. Că mă panichești și pe mine. Mamă, se au niște pași. Uai, cred că nu-i sigură. Aoleu! Mamă, ia-o la fugă, ia-o la fugă. A luat cuțitul. Mamă! Uai! Bă, să nu se enerveze ăsta. Mamă, să nu se enerveze ăsta, doamne ajută. Bun, gata. Gata, let's go. Hai că gata, niciodată nu-i gata, băi, să zic. Viața e un film horror care continuă. Glumeam. Ai grijă. Se stinge tot. Ai grijă, sora mea. Mamă. Ok, băieți, ăsta a fost prea de tot, pe bune. Bun, deci ăsta... Iar puteți, deci fiți atenți. Hai să zicem că având în vedere că asta e prima dată când fac challenge-ul ăsta și prima dată când vedeți și voi un challenge de ăsta și toate astea, nu se pune când pui plap. Bă, nu se pune ideea. Deci teoretic încă sunt în challenge și mai avem încă un videoclip și dacă la ăsta nu mă sperii, am câștigat și ce zic și voi la fel. Și ăsta se numește Jokes on You Short Horror Film. Hai să vedem care-i treaba, are 10 minute, ceva mai lung decât celelalte. Am văzut un thumbnail, bă, super horror, ceva cu un băiat care are un zâmbet de ăla așa nașpa, rău de tot, bă, nu un zâmbet ăsta frumos cum avem toți, bă, un de ăla așa. O să vedeți voi care e treaba dacă arată și în film, știi ce zic? Bun. Deci frățiorul nostru își pregătește ceva apă fiartă. Sperăm cu gin. Bun. Uite. Asta este domnul personaj principal. Stați să vedem dacă cumva nu ne luăm copyright pe acest videoclip. Nu ne luăm, Doamne ajută. Să intrați acolo, să dați like-uri la băieții care fac astea. Bă, că a început așa, e muzica asta pe fundal, mă neliniștește. Își pune și honey, miere. Bun. Let's go. A bătut cineva la ușă. Mamă, voi vedeți ce privite și la când a bătut cineva la ușă. Cine e acolo? Frățul meu, du-te și deschide. Don't forget to smile, nu uita să zâmbești. Du-te și deschide, omul meu, nu e așa de complicat. Ai grijă mare acum, pe bune. Deschide. Hopa, nu-i nimeni. Am început. Let's go. Am mai bătut odată. Frățiorul meu, te-ai cam căcat pe tine, fie vorba între noi. Golan, hai să văd ce faci acum. Good evening. Ma! You look like you need a snack, yes? Here. Salut, arăți ca și cum ai nevoie. Asta că e cu tovară și de lui Voice care a făcut Caterinca de el. Come on, crack me a smile. Otherwise, I'll sell you one. Ba nu, nu știu dacă e un tovară și de lui.
Sau care-i treaba? I can tell Mister's not enthused, huh? Ci că poți să-ți vând un zâmbet. You don't gotta get a gag gift. You can get a big blade. A, deci ăsta a venit să-i vândă niște chestii ciudate. Bă, ăsta e un ciudat. A, uite, uite, s-a înjucat gen cuțit de la care se bagă în aia. Deci, bă, e ciudat. Nu știu dacă e tovarășul lui sau e un de-asta care... Tabar n-am, e un psihopat. E un de-asta de jucărie. Vedeam că e de jucărie, frățiorul, nu? Nu, please, please, I gotta feed my kids. A, ci că stai puțin, trebuie să-mi hrănesc copiii. Ok, face... Mamă, uitați-vă ce a făcut pe ușă. Bun, băieți, asta să opresc puțin filmul. Deci ăla eu credeam că e un tovarăș de-a lui, dar de fapt era un om care încerca să vândă accesorii de-astea horror. Știi, gen, avea nu știu ce cuții de jucării, avea un dă la niște dinți care se mișcă singur, avea mai multe chestii. Mamă, deci, bă, voi vă dați seama ce marketing, gen, ce schemă de făcut, de atras atenția, te duci să vizi chestii de-astea horror și bagi lumea, speriezi că bagi la ușă, după pleci, după iară bagi la ușă, după iară pleci. Săracii de ei nu mai pot. Bun. Se aude un râs. De acolo. Uai, oamenii mei, nu ia bună. Nu ia bună pe bune. Hai, hai, hai. Mamă, credeam că a bătut cineva în geam, dar de fapt a lăsat el cana ajuși de aia să auzite așa. Bă. Du-te, frate meu, și vezi care-i treaba. Și ai grijă să nu mă sperii, că pierd challenge-ul, știi ce zic. E ușa deschisă, gen, el a lăsat-o deschisă. Cineva a aruncat cu ceva la el în geam. Cel mai probabil ăla îi face farse. Iar e un gen, terminatul ăla, s-a supărat că nu i-a cumpărat nimica și face glume proaste. Dar nu știu ce să zic. Uite și niște fum de ăla. Iară nu știu de unde e ăla. Uitați-vă, i-a lăsat cuțitul, genii, cuțitul de jucărie. Deci asta înseamnă că ăla încă a rămas aici. Sau poate nu e cuțit de jucărie, uai, uai. Bă, poate băiatul ăla nu era un simplu vânzător de accesori creepy, bă, bă, bă! Închide ușa. Închide toate ușile. S-a cam speriat omul nostru și eu m-aș fi speriat în locul lui. Și au o lanternă. Aoleu! Bă! Bă! Bă, voi ați văzut? Ăsta e acolo! Uai! Bă, ce ochi are! Deci, parcă trebuia să-și hrănească copiii, frățiorul meu. Nu s-o omor lumea, așa că nu-ți cumpără jucării de tare horror. Ai grijă! Mamă! Bă! Uite, de-alea! Mamă! Vrei să auzi o glumă? What do you call a man with no body and no nose? Nobody knows! Cum numești un bărbat pe care nu-l cunoaște nimeni? Nimeni nu știe. Ce glumă proastă. Bă, ce glumă proastă. Păi normal, bă, dacă nimeni nu știe, că nu știi cum să-l numești. Ok, boys, nu o să râd chiar așa, dar chiar a fost o glumă proastă, pe bun. A început să râdă. Cred că nu-i bine că râde. Fiți atenți, boys! Fiți atenți, cred că o ia razna, cred că nu-i bine că râde. Pă bune! Uitați-vă, a început să râdă maxim, mamă, cred că o să ajungă, cum v-am zis eu, că în thumbnail avea un râs de la. Bă, cred că nu-i bine, frate-miu.
Bă, își dă palme, bă. O să dau asta mai încet, că nu-mi place cum rău să-l au cum rău. Să mergem mai în față. Bun, o să dăm asta mai încet, că deja m-am enervat cum l-au, că l-au cum râde. Bă, uitați-vă la el. Deci, bă, nu se poate opri din râs. Care-i treaba cu el, man? O fi că a râs până dimineață, eu nu cred asta. Eu cred că el a râs până dimineața, pe bune. Ba da, man. Bă, a râs până dimineață, ce ciudat. Nu se poate opri din râs. Bă! Bă, ce-i cu gura lui? Frate miu! Frate miu! Ce-i cu tine, băi? Bă! Bă! Bă, ce-i cu bă? Aoleo! Bă, ce-i cu ăsta? Bă, cum are gura oamenii mei! Că a râs prea mult, nu s-a putut opri din râs. Ce face? Bă, cum are aia? Uai, ai, ai! Uai, ai, ai, ajutor! Bă, nu, nu, bă! Mamă, băi, se face mâna roșie! Ai grijă! Bă, ce-i cu ăsta? Ce-i cu ciudatul ăsta? Băi, ciudarul de tot. Ce-i se întâmplă cu mâinile, cu venele, cu tot? Mă, dă-l, dă-l de aici, frate miu! Ce-i cu ăsta, bro? Bun, oamenii mei, bă, ce-a fost asta? Ok, ăsta a fost challenge-ul, încearcă să nu te sprii sau încearcă să nu te ascunzi sub pătură. Bă, eu spun că nu l-am câștigat deloc, să moară frații mei de l-am câștigat. Nu l-am câștigat deloc, scrieți la comentarii, boys, dacă voi ați reușit să completați challenge-ul. Însă a fost ceva foarte, foarte interesant și am văzut pe bune niște filme horror. Dacă mai vreți să facem episoade, de ce nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius, cu boys și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am papă toți, papa. Bine ați venit la încearcă să nu te sperii challenge Impossible Edition. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un episod foarte creepy la mine pe canal, deoarece astăzi, fraților, am găsit un challenge pe internet cu 5 videoclipuri creepy la care urmează să ne uităm și cică dacă te uiți la videoclipurile astea este efectiv imposibil să nu te sperii, adică dacă te uiți cap coadă fără să dai skip, fără să pui mâna loc sau fără să faci alte șmecherii, e imposibil să nu te sperii. Astfel, fraților, astăzi avem un nou episod din Încearcă să nu te sperii, pentru că la celelalte videoclipuri am văzut comentarii cu: bă, Marius, mai mult am râs decât să mă sperii, la ce ai reacționat tu. Și ia să vedem, fraților, ce faceți voi acum. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Dacă sunteți noi, regulile sunt foarte simple la jocul ăsta. Mai exact, trebuie să vă uitați cu mine tot videoclipul la toate videourile astea la care o să reacționez și la final să scrieți la comentarii dacă v-ați speriat sau nu și dacă v-ați speriat, la ce faze v-ați speriat. Eu zic să începem, fraților. Primul videoclip de aici, după cum vedeți, are 1 minut 50 și se numește Come Play With Me. Vino și joacă-te cu mine. Deci numai după titlu și-a dat seama. Vino și joacă-te cu mine. Deci numai cuvintele astea mă cap de frică. Short horror film, are 1 minut 50 și hai să vedem despre ce este vorba. Oh, mamă, s-a deschis ușa, cine a venit? Mamă, stați, bă, s-a deschis ușa așa, gen, și e o fată care șoptește Come Play With Me, vino și joacă-te cu mine. Băi, o fetiță care zice Come Play With Me, mamă, dacă aud o fetiță care zice Come Play With Me, te-ai dus. Ok, fraților, nu te duci să te joci cu ea, sora mea, ce-i capul tău? Mamă, s-a dus. S-a dus totul, băi, zici numai muzica asta, mă termină. Hello? Sofica asta n-a auzit cum... E cineva aici? Mama. Deci, bă, astea scurte, bă, totdeauna se întâmplă totul rapid și... ce asta? Mamă, bătă de baseball, dar ce s-a întâmplat cu bâta asta de baseball, frate? Uitați-vă, zici că a trecut prin trei războaie mondiale. Ok, ceva i-a aruncat o bătă de baseball, o bâtă, o minge de baseball. Mamă, hello? Ai grijă, sora mea, a aruncat aia înapoi. M-a aruncat în pisica, ți-am zis cum a făcut pisica. Ok, ok, bă, stă inima în dis, pentru că, bă, cum mi zice, v-am zis, fraților, astea mai scurte, întotdeauna sunt mai creepy, știi, zic, că se întâmplă totul rapid.
Mamă, cineva scrie pe pereți. S-a auzit writing on wall, cineva scrie pe pereți. Parcă cu cretă, dacă au bine. Ok, s-au aprins luminile. Și are scris pe pereți, come play with me. Vino și joacă-te cu mine. Ok. Ok, bun. Mamă, iar a zis fetița, come play with me. Vino și joacă-te cu mine. Du-te, sora mea, și joacă-te cu ea. Iară, mama, acum a venit de sus. Înseamnă că fetița e în casă. Încă o minge de baseball. S-a deschis ușa încă o dată. Mamă, frățior. Acum se uită la ceva, o fi... Vine, joacă-te cu mine. Ok! Aici s-a terminat. Ok, fraților, ăsta a fost primul videoclip. Mai avem încă 4. Bă, nu m-am speriat, m-am dat așa puțin în spate. Chiar dacă, bă, datorită faptului că a fost de 2 minute, a fost așa intens, non-stop. Eu zic că a fost ok, nu ne-am speriat. Hai să trecem la următorul videoclip. Bun, băieți, următorul este la fel și se numește The Clown. Short horror film, foarte simplu. Clown, scurtmetraj horror. Și are 2 minute 38. Bă, până acum o duce bine, rău de tot. Însă bănuiesc că cu cât treci, că astea sunt din ce în ce mai clipuri sau care trebuie. Eu l-am luat de pe Reddit, v-am zis, fraților, adică erau 5 linkuri diferite. Mamă, ok, uitați-vă pe soara noastră care doarme. O fi că are un clown sub pat sau un dulap, un dulap. Ai, că sunt un dulap, mamă, să moară, băiți. Are un clown sub pat. Mamă, acum râde clownul. Bă, astea sunt astea de psihopați, vă zic. Mamă, râde clownul, s-a adus. Uai. Tată, ok, stigă pe taică-su. Stigă pe taică-su, dar poate vine... Aoleu, mamă, ce m-am speriat. Ok, nu m-am speriat. Dad, there's someone in my room. Tată, ceva în camera mea? Dad! E taică-su, e taică-su. E, da, bravo, vă vezi, vă, dacă nici nu m-am uitat la filme de astea horror, nici nu știu cum merge acțiunea, ce naiba. Uite-l pe taică-su, a venit taică-su și acum numai ăla, ăla-i supat. Dar spune-i, deci dacă... E cineva în camera mea, dacă asta nu-i zice să se uite supat, merită să o mânce clownul. Ai fi avut un coșmar. Este supatul meu, uite-te, hai să vedem. Ok, o să mă uit. Bă, dar, frate, dar taică-su, având în vedere că e noaptea, bă, pare că am odihnit frățiorul meu, fică, bă, frățiorul e mână-mână cu clownul? De ce e așa de odihnit? Uitați-vă la el. Nu-i ca și cum l-a trezit de somn. Ai grijă. Uite, oh, ce drăguț, îi dă o lanternă. Să se uite sub pat. Ia să nici-i sub pat. Vezi ceva? Dad? Tată? Mamă, s-a dus astăzi. Dad? Tată? Mamă, nu mai tai chestul și s-a dus și lanterna. Măcar ia lanterna, sormetore. Ce se întâmplă? Ai grijă. A, se bagă ea cu blisul de la telefon. Ok, inteligent. Mamă, îi tremură, mă, uitați-mă cum îi tremură, mă, da. Încearcă să fac o poză, gen. Să fac o poză sub pat. Ok, a făcut o poză. Mamă, s-a dus totul. Face o poză sub patul tău, vezi asta. S-a închis ăla. A venit clownul. Spatele tău, sora, mai spatele tău. E în spatele tău. Ba, nu. Nu e în spatele ei. Acum cred că e în spatele ei. S-o fi că e sub patul ei. Aoleu. Mamă. Fugi, sora mea. De ce râde? Mamă! O trage de picior. Te-ai dus. Ok. Ok, fraților. Ăsta a fost al doilea, bă. Bă-s horror, dar momentan nimic ca să mă sperie. Adică ați văzut că nici nu au fost prea multe jumpscare. Deci momentan eu zic că o ducem foarte, foarte bine. Hai să ducem la următorul videoclip. Ok, fraților, ăsta e videoclipul cu numărul 3. Deja sunt din ce în ce mai lungi. Ăsta are 3 minute 30. Bă, momentan, deci bă, n-aveți ce să ziceți. Primele două videoclipuri care au fost mișto și horror. Însă n-a fost așa nimic ca bang să te cași pe tine de frică sau ceva de genul. Și ce zic, adică mai ales acum la ultima fază cu clownul. Noi știam încă de la început că e un clown în cameră. Adică nu era nimic ca wow să-i sară un clown în față. Toată lumea se aștepta la chestia.
chestia asta. Ăsta se numește Afraid și zice că este despre o fată care e foarte paranoică și e frică de toate chestiile. Și în momentul în care ești paranoic, ți se întâmplă și chestii de care să-ți fie frică. Asta e fata, gen. Merge acasă și e frică teoretic să meargă acasă. Închide magazinul, dar bă, dar ei e frică de toată lumea, de orice obiect, de orice persoană. Știi ce zic? E foarte paranoică. Nu trebuie să fiți fraților așa de paranoi, să vă fie frică de oricine, știi ce zic? Că după atrageți energii negative și chiar vă e frică, știi ce zic? Mai bine fiți pozitivi, nu ca sora noastră. Bun, asta iese și se duce acasă. Opa, vedeți, lucrează la o cafenea, are acolo cappuccino bun. Uiteți-vă la ea, bă, parcă e urmărită, bă, dar gândiți-vă, nu e urmărită, nu e nimic, efectiv așa se comportă ea. E frică de toată lumea. E ciudară de tot, oamenii ăștia. Ok. Mă, uitați-vă, e frică, uite, a, da, și de patru băieți. Băieții ăștia de treabă, nu par să fie nemernici sau ceva de genul. Își pune căștile în urechi. Oh, ia uite, a dat din greșeală la ea, dar... Mamă, s-a dus, dar nu, cred că e numai în capul ei, fiți atenți. Da, asta era numai în capul ei, vedeți, când ești paranoi, chiar se întâmplă chestii de genul, pe bune. Mai ales dacă ești și obosit, poți să ai halucinații. Ok, sunau să merge acasă, că am simțit băiatul ăla că a dat în asta și nu a ajutat să-și ia chestiile de pe jos sau ce a picat acolo. Am văzut că... Ok. Bun, acum merge... A ajuns acasă, bănuiesc. Da, se duce cu liftul. Unul la etajul... Coboară la din dreapta. Bă, nu, s-a oprit la etajul 4. Înseamnă că a luat pe cineva de la etajul 4. Scrie 4... Deci a luat pe cineva de la etajul 4. Dacă scrie 4. Sau a lăsat pe cineva. S-a deschis, nu-i nimeni. Deci a lăsat pe cineva la etajul 4. Ia zice la etajul 5, sora noastră. Ai grijă. E ora 9 și 10. N-are service acolo, n-are net în lift. Etajul 4, mamă, iar s-a deschis la etajul 4, mamă! Dar e paranoică, gen. Ok, vedeți, e numai în capul ei. Nu se întâmplă nimic de chestiile astea. Sau poate chiar se întâmplă. Mamă, stați că o fica acolo... Oh, ba nu, boi, o fica aia e o daia de autoapărare, cred. Hai mă, frățiorul. Etajul 5, gata, ai făcut-o! Fui, sora mea, bă, da, să fugi așa, deci, nu, după vă zic o chestie, la final, după ce se termină. A, se duce și-a mașina mea, mă, pun așa asta acasă, să moară băiții amorii de 3 ori, pă, bune. Vă zic, ce naibai asta, boys? Gata. Bravo, sora mea, bravo. E în mașină, e în mașină, s-a văzut totul, da, e în mașină. Uiteți-vă, era cineva acolo în spate mașină. Te-ai dus, Afraid, să-ți fie frică. Deci, bă, fraților, am văzut că mai multă lume făcea asta. Eu făceam asta când eram mic. Scrieți și voi dacă faceți chestia asta. Dacă erați singuri acasă sau ceva, deci era întuneric, de la baie până la camera voastră, o luați la fugă că nu cumva să fie cineva în spatele vostru. Bă, eu când eram mic făceam chestia asta, eram efectiv căcat că e cineva în spatele meu. Eram casă, eram foarte, foarte paranoic. Bă, nici filmul ăsta nu m-a făcut să mă sperii. Și zic că eu mă sperii destul de ușor. Adică, bă, până acum e destul de easy. Hai să vedem și următoarele două filme. Ok, fraților, următorul horror short film se numește Mulberry Night. Nu știu ce înseamnă chestia asta, Mulberry Night, și are vreo 500.000 de vizualizări, dar ce trebuie să fie ceva destul de creepy, în opinia mea. Hai să vedem cum stă treaba aici. Let's go. Bun, sora noastră merge, sau fratele nostru, mara, deci. Nu știu dacă era... A, ok, ăsta e. Îl sună cineva pe băiatul ăsta. Sorry, I'm almost there. No, it's fine. Rachel just picked me up. Oh, perfect. Ah, ok. Deci ăsta trebuia să se ducă undeva. I-a zis, îmi pare rău, dragă, că am întârziat, și a zis, nu, că m-a luat Rachel deja. Ai cheile mele? Da, m-a lăsat ușa. I'll see you when I pick you up tomorrow morning. Okay, thanks. Love you. Bye. Bye. Ok, a zis că se iubește și acum asta cred că se duce acasă. Deci trebuia să se ducă undeva să o ia pe nevastă sa, însă, ci că n-a ajuns și a luat-o Rachel, o prietenă de ei, sau ce-o fi Rachel. Mulberry Night, chiar sunt curios, boys. Bă, deci până acum, bă, chiar au fost videoclipuri creepy, însă nu foarte, foarte creepy. A Mountain North Pictures Production. Hai să vedem.
Let's go. Ăsta ar trebui să le dea pe spate, dacă nu chiar sunt curios de ultimul film. Bun, dar era ceva acolo. Un telefon sau care era treaba? Hopa. Ăsta vine aici. Dar se aude ceva aici, ceva la casă? Televizor deschis? Cred că e televizor deschis. Ok. Bă, dar se aude ceva. Stai puțin, e televizorul deschis? Ah, da, cred că e televizorul deschis. Sau e cineva aici? No, e televizorul deschis. Ok, a închis televizorul. Bun. Ok, boy, s-a venit, e singur acasă acum, teoretic. Ok, nu cred că ar fi o problemă, că are 30 de ani. Aoleo, bă, e o problemă, uitați-vă în stânga, uitați-vă în stânga, boys. Ce-i cu piciorul ăla? E o problemă, frățiorul meu. Ok, mamă. Ok, hai să continuăm. Hai să te vă, frățiorul, uite. Să ne mai uităm, poate mai vedem ceva, vedeți că... Se duce la baie. Ia, poate acum se întâmplă ceva. Ia, uitați-vă că de-aia... Coboară pe scări. Acolo sus în stânga era piciorul, sus în stânga. Acolo era piciorul ou. Aia bănuiesc, era așa parcă un picior de balerină. I s-a făcut mâncare la cuptorul cu microonde. Efectul, bă, momentan nimic a suspect. Mă enervează că nici măcar nu-i muzică de fundal. Adică, bă, când o să se întâmple ceva, o să bagi un jumpscare de la un... Ok, mamă, ce casă mișto are, boys. Mamă, parcă... Cred că am văzut pe cineva sus aici, dar nu cred. Aba, nu stai, asta e tot casa lui? Sau asta e altă casă? Parcă face parte tot din casa lui, din câte am văzut eu, sau? Na, habar n-am, nu știu. Chiar nu știu. Se mișcă astea. A, ok, uitați-vă acolo sus, se aprinde și se închide lumina. Asta se uită la ceva tutorial cu efecte cinematice. Bănuiesc că asta e jobul lui, se uită. Învață cum se fac chestii și a dat seama că acolo sus, mă, asta-i casa lui, pare o casă gigantică, mă. Acolo sus iară a văzut, se aprindea și se închidea lumina. Poate a fost ceva scurciucui, dar nu știu ce să zic. Hai să ne ce o să facă frățior. Mama, a trecut-o, daia și-o, daia, o japoneză, daia, cu părul negru, îmbrăcat în alb de paie, s-a dus tot. Hai să te văd, frățiorul, ce faci? V-am zis eu, poate era să fie un scurtcircuit, așa că s-a dus să vadă cum mergea lampa, dacă era totul bine. Mama, acum cred că o să dea nas în ascoaia. E cineva la el în casă, ați văzut și voi. E cineva la el în casă, fraților. Ok, s-a pus acolo. Băi, chiar dacă se întâmplă ceva când se așează ăsta pe scaun. Mamă, deci uitați-vă, parcă îl filmează cineva de afară. Deci e cineva la el în casă. Toată lumea poate să fie de acord cu asta. Am văzut și noi chestia aia. Mamă, băi, deci... Da. Hai să vedem ce o să facă. Că momentan nu face nimica. Se pune la culcare. Acum când doarme. Ok. Asta e casa lui. Parcă acolo în dreapta, la aia fereastră dreaptă, parcă văd ceva, dar nu sunt sigură. Sus în dreapta. Ok, doarme al nostru. Dar stai, nu trebuia să vină nevastă sa acasă. Mamă! Ce s-a auzit? Dar cred că a venit nevastă, că i-a zis, ai cumva cheile mele? Nu, că am lăsat ușa descuiată. S-a auzit ceva, o fi că a venit nevastă sa acasă, boys. Cred că asta e și se panichează degeaba. Dar tot, e ceva în casă. Ce cum de să cavi sau nu? Hai să vedem.
Să uite cât e ceasul. E ora 4 dimineața. Nu trebuia să vină nevasta deja, boys, la 4 dimineața. Bă, se aude ceva. Hai, dă-mă pe ce. Mamă, se aude o muzică de-aia, sa. Gina? Gina-i nevastă, da. Se aude o muzică de-aia, s-a adus totul, da. Mamă, ce se aude, boys, ce se aude. Mamă, 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 e spatele, e spatele lui. E în spatele lui. Dar ce cu muzica asta? Și muzica asta, bă, de copii, gen, dacă auzi noaptea, deodată, e creepy. Închide-mă televizorul. Ai închis televizorul, s-a adus. Dar unde-i Gina? Unde-i nevastă sa? Gina? Nu e Gina, frățiorul. E altcineva. Acum o sună pe Gina. Să vedem dacă îi răspunde. Mamă, deci... Ok, eu uitat că sunt avocată. Să-l în Gina. Nu pot să răspund momentan la telefon. S-a spart ceva în casă. Nu pot să răspund momentan la telefon, dar lăsați-mi un mesaj. Aaaa! Mamă, 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 băi! Băi, băi! Deci vă zic o chestie. Deci m-am speriat, recunosc, bă, dar n-ai cum să nu te fi speriat la chestia asta. Deci, pe bune! Ia, l-a omorât pe ăsta. De ce nu vrei să te joci cu mine, i-a zis. Mamă, deci nu mă așteptam să ia aia de după colț, pe bune. Mă așteptam să ducă ăsta, să ia pe la... Mamă. Are un cuțit plin de sânge în mână, l-a omorât pe al nostru. Bă, dar nu mă așteptam la asta, boys. A zis că s-a auzit că s-a spart asta? Așa, ne jucăm hide and seek. Hide and seek, hide and seek. Așa ne jucăm, hide and seek, așa ne jucăm, hide and seek. Bă, deci nu mă așteptam să ia aia de acolo, pe bune. Mamă, și acum cred că o să vine și Gina acasă, nu? Trebuie să vine și nevastă sa. De ce nu vrei să te joci cu mine, a întrebat-o. Mamă, mamă, sună Gina. Te-ai dus, frățiora, a sunat Gina, dar sună degeaba, pe bune. Poliția încă o caută pe Mary. Mamă, eu am vrut să zic, boys, am vrut să zic, uitați-vă cum e îmbrăcată, adică bănuiesc că n-a fost îmbrăcată așa ca o japoneză de aia, ci de fapt e o evadată de la spitalul de nebuni. Și eu am vrut să zic că a evadat de la un spital de nebuni, așa arăta ea, știi ce zic? Și zic că polițiștii încă o caută pe Mary Atkinson, care a fost evadată de la un spital de nebuni, și asta e Mary Atkinson aia. Mamă, fraților, pe bune, eu am văzut, eu am și văzut un videoclip, un caz real în care era un fel de casă, era o casă la marginea drumului care era foarte frumoasă și nu se vindea, oricât, na, nu contează, lăsa din preț și 50%, bă, nu se vindea pentru că era lângă un spital de nebuni și în cazul în care va da vreun shout acolo, se ducea tot, te-ai dus și tu și casa ta, știi ce zic? Mamă, mamă, boys. Deci pe bune acum am luat mare jumpscare. Recunosc, m-am speriat la asta, la Mulberry Night. Deci chiar m-am speriat, însă vreau să văd ultimul video. Deci chiar m-am speriat, boys, la faza aia. Iar acum o să reacționăm mare 5 minute la ultimul videoclip. Să vedem dacă, ok, eu deja am pierdut challenge-ul. Însă ăștia care nu ați putut, să vedem dacă pierdeți acum. Are You Alone, Award Winning Short Horror Film. Deci e vorba despre, bănuiesc că e singur acasă, Are You Alone, adică dacă e singur. Asta înseamnă. Să vedem care-i treaba și de ce au Austin Production. Să vedem de ce e așa de bun. Hai să vedem care-i treaba și de ce a fost pe primul loc. O fi că asta e cel mai creepy. Mamă, se aude ceva. Mamă, mamă, stați ca la început. Ce ai, lumina? Nu merge lumina? Ok, a venit asta acasă. Se uită peste pastea. Peste scrisorile pe care le-a primit sau nu știu care e treaba. Ok. A închis ușa. Bă, momentan nimica. O să lasă pe bune, acum nu mi se pare că asta e un actor prea bun. Nu știu de ce.
Adică nu vreau să arunc cu pietre nimeni, vă dați seama că era mai prost, dar uitați-vă la sora asta, nu prea știe să actoricească, dacă știți ce zic, în opinia mea. Sperăm să nu fie un de la care râdem, adică băi, short horror film teoretic. Ok, dar a zis că a îndreptat camera sus acolo la etaj, înseamnă că o fi cineva sus aici la etaj. Să o fi că acum merge cineva sus la etaj. Hopa, ce e aia? Mamă, ce e aia? Băi, o ușă verticală, adică bănuiesc că acolo se urcă sus în pod. Bă, dar arată ca o ușă, pe bune. Ok, ia-i... E la calculator, uitați-o aici. Ok. Ce face? Da, așa din ăsta. Cred că se poate să se culce. Sau? Aba nu, a prins lumina de după pat, ok. Mă gândeam eu, ar fi fost ciudat fix acum să se culce, ia să vedem. Oh, mamă, e cineva acolo, boys, ui. Mamă, ce mă sperate. Mamă, s-a închis sora mea. Vezi că e ceva la tine în casă. Uite-te în stânga, sora mea. Bă, ce-a fost reac? Bă, cine a pus pe locul 1 filmul ăsta? Bă, uitați-vă la sora noastră, bă. Bă, deci... Bă, persoana mai nesperiată care încearcă să fie speriată, eu n-am văzut așa ceva, băi. Bă, cine a pus asta pe locul 1? Băi, așa le-am luat, adică era 5, 4, 3, 2, 1. Adică, bă, era un ordine teoretic. Bă, care-i treaba, bă? De ce? Bă, ce reacție? Bă, ăsta chiar arată ca un psihopat, adică, bă, chiar e ok. Bă, da. S-a sperat sora noastră. Dar aia n-are nicio treabă, pe bune, vă zic. Deci, bă, asta... Băi, ce asta, băi? Ce asta? Care-i treaba, băi? Sora noastră n-are nicio treabă cu actoria cu astea. Pă bune. Mamă, acum ai supatul ei, o fi. Și-a luat o bâtă, let's go! Mamă, cum a sărit din pamă, nu vine să crebă. Bă, dar așa de... Bă, o persoană mai... sadică, așa nesperiată, decât asta n-am văzut. Dar bine că e curajoasă, bă, nici nu s-a speriat de la acum, nu știu ce, să-l bată cu bâta. Ai aprins lumina? Hai, sora mea, dă-i acolo, știi ce zic? Nu știu ce a pus asta pe locul 1, bă, deci, pe bune, asta trebuia să fie pe... Dacă era pe 5, nici nu mai continua să reacționeze la celelalte, vă zic. Gata. Bă, pe bune, își lasă băta jos. Bă, care-i logica, băi? Deci eu nu înțeleg care-i logica lui femeia asta. Bă, dacă l-a văzut pe ăla că e în casă, e acum că s-a uitat în camera asta și nu mai e gata, îmi las băta jos. Bă, sora mea, mamă, e că prostie e mare. Acum o fi că se duce în cameră. Acum să te mânce fantoma, teoretic. Uite, vedeți? Ăsta din spatele ei... Chiar, bă, joacă rolul bine frățiorul nostru, adică n-avem ce să spunem, dar sora noastră n-are nicio treabă, adică, bă, bune. S-a închis ușa. Chiar sunt curios cum se termină chestia asta, adică, bă, bune. Cum o să se termine, voi, super curios. Ok, merge frigiderul. Ok, mi-arată toate împrejurimile. Și ce s-a terminat? Are o lomnă, deci o nuțele. Bă, ce a fost cu videoclipul ăsta? De ce e ăsta pe locul lui? Ceva troll sau ceva de genul? Bă, fraților, acum da, vă dați seama că la ultimul rând, bănesc că nu v-ați speriat. Ăsta a fost videoclipul. Bă, a fost... Adică, bă, eu nu văd, numai dacă erați super tryhard să nu vă fi speriat la videoclipul de dinainte, la chiar a fost creepy în opinia mea și primele două au fost destul de creepy. Bă, dar ăsta n-are nicio treabă. Nu uitați, fraților, să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. Haideți să facem la clipul ăsta 10.000 de like-uri, așa că lăsați acolo un like.
like și o să revin zilele viitoare cu încă un videoclip. Încearcă să nu te sperii challenge, însă de data aceasta o să am grijă. Dar vă dați seama, nu pot să știu dacă te sperii sau nu, pentru că eu nu mă uit înainte la videoclipuri, pentru că n-ar avea niciun haz să mă uit încă o dată la videoclipuri. Și ce zic, adică mă duc așa la noroc, dar dacă mai dau de unde ăsta s-a dus totul. Eu am fost Marusiancu, v-am papă toți, vă urez o zi minunată. Ciao!